Ce ai pățit, mă întreabă Vlăduț și nu înțeleg la ce se referă. A, de ce nu mai postez pe YouTube? Am explicat în ultimul video că mi-a fost oprit acum 2 săptămâni publicitatea pe canalul ăsta de bază și cum eu până acum doar din publicitate trăiam sau din anumite donații de la patronii mei sau din cei care trimiteau bani pe PayPal, a fost o lovitură puternică, deci vreo 100 de euro pe lună nu mai vin în buzunar. Și de ce am decis să merg pe celălalt canal, mai am un canal alternativ, Brega 2, și vă invitam și pe voi, spectatorii mei fideli, să vă abonați și la canalul Brega 2. Mulțumesc celor care au ascultat de îndemnul meu și chiar ați venit acolo. Acum avem o creștere enormă de 600 de abonați pe lună, degrabă o să am 6.000 pe acel canal. Și de ce prefer să pun acolo video? În felul ăsta a crescut încasările și de pe acel canal. Acum am vreo 85 de dolari de pe canalul al doilea. Niciodată n-a avut acela mai multe încasări decât ăsta de bază. Acum, iată, sunt la paritate, chiar dacă ăsta e mai vechi, cu mai multe videouri, cu de câte ori, de 6 ori mai mulți abonați. De asta nu publicam până acum pe acest canal, dar o să mai public dacă reușesc să restabilesc publicitatea la sfârșitul lunii, când mi-au spus că am termen să reaplic pentru publicitate. Și iată, am decis să fac și acest hangout în direct tot pe acest canal de bază, pentru că sunt mai mulți potențiali spectatori. Și iată, în clipa asta ne privesc 35 de persoane, chiar dacă nu avem blogul funcțional Curaj TV, de unde mai veneau câțiva spectatori în direct. Și Dumitru Caraman mă întreabă dacă s-a rezolvat problema cu reclamele la YouTube. Sper să se rezolve la sfârșitul lunii. Deocamdată am un singur canal, cel alternativ, de pe care vine publicitate și mulțumesc că am și câțiva patroni noi. Acum am de tot 9 patroni și în ultima lună am primit de la ei diverse donații, mărimi diferite, dar încă vreo 65 de dolari de la patroni. patreon.com/obrega. În descrierea acestui video găsiți link la site-ul de patron. Acolo trebuie să te înregistrezi și eventual să ai un card cu bani pe el, de pe care lunar să accepti să se transfere lui Brega prețul unei beri, de exemplu, sau ce cheltuială mică faci tu și nu-ți pare rău. Sper că nu fumați, sper că nu beți alcool mai tare. Că eu nu fac asta și nu sfătuiesc. N-am mai văzut nimic postat de tine pe YouTube. Toată lumea despre asta îmi spune. La referendum s-a văzut câți din România sunt creștini cu adevărat, adică 20% și nu 90% cum se crede. Ba, nu e adevărat. Din cei 20%, foarte mulți care au venit să voteze nu sunt neapărat creștini, pentru că au fost și au votat contra sau au stricat buletinul de vot la secția la care eu am fost delegat USR. Au fost 11 voturi contra și 2 voturi anulate. Și am văzut oameni destul de inteligenți, de deschiși la minte, dar am văzut și foarte mulți religioși care veneau cârduri, grupuri, ca turmele de mioare. Să nu se supere, dar așa îi numesc preoții, slujitorii bisericești, ei fac trimitere la Biblie, că voi sunteți mioarele Domnului și ceva de felul ăsta. Dacă așa acceptați să vă numească la biserică, să vă numească în cartea ce e considerată sfântă, eu tot așa o să vă zic. Ca turmele de mioare veneau la votat cu grupuri, de pe la tot felul de biserice și Biserica Creștin-Ortodoxă din orașul cel la Bragadiro, am fost la secția 10, într-o zonă mai nouă, mai părăsită, mai uitată de lume. Dar și de la biserici protestante, baptiste, evangheliste, nu știu cine mai erau pe acolo. Ce mai face John Onoșa? A plecat din Republica Moldova? Da, John Onoșa a cerut și a obținut azil politic în Belgia. Acum învață limba flamandă, se află la Bruxelles, caută de lucru și își caută nevastă. El de mult vrea să se însoare, n-a reușit în Moldova, n-a reușit în România. Sper măcar la Bruxelles să se însoare, pentru că
termină sorocul, ca să zic așa, are mai mult de 50 de ani. Pe mine nu mă sperie vârsta de 50 de ani, pentru că nu-mi doresc să mă însor, dar el își dorește asta de când a venit în Moldova, de când îl știu eu, și iată, nu reușește. Igor Lupu râde de mine că aș fi tata Moldovei. Nici 45 de ani n-am și mă numești tata Moldovei, poate fiul Moldovei, deocamdată. Sunteți un om de treabă, respect, zice Adrian Toma și mulțumesc pentru compliment. Vadim Kim zice, bă, te faci de râs. De ce? Cu ce? Cum mă fac de râs? Poate. Unii râd și de la un deget. Poți să râzi de aici, de ăsta sau de aici, de ăsta și îi mor de râs. Deci, poate. Dacă în felul ăsta râdeți, râdeți. Dar ar trebui din când în când să vă interesați dacă cumva nu sunteți bolnav la bibilică. Buddy, buddy, mă întreabă dacă am câștigat vreun proces în România. Da, zilele astea s-a pronunțat Tribunalul București și a respins recursul sau apelul făcut de jandarmerie și după fix un an de la faptă mi-a fost anulată o amendă care mi s-a dat la protestele Resist din Piața Victoriei, o amendă de 500 de lei. Și am câștigat chiar din prima instanță. La judecătoria sectorul 1 au zis că se anulează procesul verbal și amenda, pentru că e voie să protesteze în fața guvernului, iar jandarmii insistau că trebuie să ai autorizație pentru asta. Eu am mai insistat și pe faptul că eram jurnalist, pentru că în materialele lor video și în documente peste tot se spune că eu filmam, filmam, filmam și da, filmam, înseamnă că nu protestam, deci eu relatam, aveam interesul public, apăram și articolul 10 din Convenție, libertate de exprimare, și articolul 30 din Constituție. Dar nu știu de ce judecătoarea tânără nu n-a luat în seamă aspectul ăsta, faptul că eu, ca reporter, jurnalist, aveam voie să fiu acolo, chiar dacă jandarmeria a somat participanții la protest sau pe inițiatorii cu megafon. Această întrunire este nedeclarată, neautorizată și ilegală, vă rugăm să vă împrăștiați. Chiar și după aceea, eu aveam voie să aveam interesul și aveam dreptul legal să rămân și să mediatizez, să relateze la fața locului, să văd, se împrăște, nu se împrăște, îi bate, nu îi bate. Ei bine, și pe 10 august și pe 8 octombrie anul trecut, 10 august anul ăsta, poliția, jandarmii intervin absolut abuziv, ilegal, absurd, nedemocratic și agresează sau amendează chiar pe cei care relatează, pe cei care apără nu doar libertatea de întrunire, ci și dreptul la exprimare, exprimarea presupunând și conform legilor naționale și conform standardelor internaționale, presupunând și primirea de informații și emiterea de informații. Bine, am câștigat acest proces, mai am trei, două de la Bragadiru, incidente de la care se împlinește tot un an zilele astea și pentru care am făcut și o plângere penală la parchetul Cornetu. Dar încă nu am o soluție, nu știu dacă se face sau nu dosar penal. Adică dosar penal sigur s-a făcut și eu sunt victimă. Dar nu știu dacă se pune sub învinuire cineva dintre acei jandarmi, polițiști și angajații ai primăriei care m-au abuzat, m-au agresat sau nu. În schimb, mi-au aplicat două amenzi, una pe 9 octombrie anul trecut și alta pe 17 octombrie. Ba mai mult, m-au sechestrat, m-au ținut grămadă ca să nu pot intra la ședința de Consiliu sau ca să nu pot filma rezoluția pe care o citea viceprimarul în biroul lui, deci la lucru. Și acele amenzi le-am contestat, iar judecătoria Cornetu cu două complete diferite mi-a respins contestația și o aștept cu disperare ca să o atac cu apel, dar încă nu mi-a venit. Una e din mai și una din iunie. Uitați-vă câte luni au trecut, dar sentințele civile încă nu mi-au fost comunicate și eu nu le pot contesta și deja taxele și impozitele, statul, fiscul a venit la mine să plătesc acele amenzi. 1000 de lei și încă 600 de lei amenda care mi-a fost aplicată în aprilie după Paști în orașul Voluntari, pe lângă grădina zoologică de la București, unde mergeam pe stradă, filmam și un tip a zis că n-am voie să filmez și polițistul m-a amendat că am tulburat liniștea publică filmând persoane care nu doreau chestia asta.
Iar persoana pretindea că eu filmam curțile lor și că nu aveam voie să filmez curțile. Deci, o aberație. Ei bine, astea trei amenzi de 1600 de lei încă nu mi-au fost anulate, dar am oprit procedura de executare, aducând de la instanță, cum se numesc ele, certificate de grefă. Și deci statul încă nu îmi cere acești bani, 1600 de lei, dar ziceam eu deja am început să câștig binișor, lucrând, cărând mâncare cu bicicleta și aș putea să-mi permit să plătesc și amenzi, dar nu doresc. Le atac, le contest pentru că am dreptul, am dreptate și voi continua să ies la proteste, rezist, voi continua să filmez oamenii dacă văd că fac ceva ilegal. Voi continua să încurajez și pe alții să facă chestia asta, chiar dacă s-ar putea aici în România să mă trezesc și cu dosare penale și cu arest, cum se întâmplă, iată, în celălalt stat românesc. Acest mesaj este reținut pentru examinare. Oi, puță, îmi zice Mr. Vrex. Îl arăt. Îl afișez ca să știe oamenii de ce e capabil acest Mr. Vrex, săracul. Poate e un puști și el o puță. Poate ea o puștoaică, o puță. Dar poate e un matur săracul care n-a făcut nimic la viața lui și e invidios pe ce am reușit eu să fac. Modest, dar mai mult decât nimic. E bine că ți-ai făcut din timp canal secundar. Păi am mai avut astfel de incidente atunci când mi s-a întâmplat să-mi bage pornografie într-un hangout din asta, sau au fost tot felul de polițai care făceau plângere la YouTube și cu trei atacuri din astea poate să-mi închidă canalul. Și atunci m-am gândit să fac două și recent am mai făcut unul, curaj.ro, dar încă n-am reușit să public mare lucru pe el. Mă gândesc să bag documentarul nostru pe care o să-l facem despre masacrul de la Pepeni. Remus Achirei zice, tu ești la fel ca Mălin Bot, dreptate ceri. Eu pot să pretind că Mălin Bot e la fel ca mine, pentru că eu fac asta de 7 ani, pe când el, acum 7 ani, făcea televiziune sau radio sau jurnalism scris pe la nu știu ce foiță de propagandă. Și el s-a apucat să facă activism, videoactivism ca mine, abia recent, când a rămas fără nimic și când poate că a văzut activități de ale mele sau de ale cuiva care face ca mine. Da, bine, zic că îs ca Mălin Bot, pentru că el are acum probabil și mai mult public și o grămadă de patroni pe Patreon, o grămadă de bani vin. Deci e mult mai influent ca mine. Pot să zici că eu îs ca Mălin Bot și nu el ca mine. Ivan Marchitan zice, oi galubule, și cu flagurile și ele, marș la lucru. Băi, Ivan Marchitan, dacă ăsta e numele tău adevărat și nu vrei un pseudonim, că atâta curaj ai. Ăsta e lucrul meu. Activiștii civici asta fac în viața lor cotidiană. Identifică problemele sociale, le strigă în gura mare pe la proteste sau pe internet sau pe la televiziuni. Acționează în judecată sau trimit petiții sau, am povestit mai devreme, chiar scriu cereri de chemare în judecată, inclusiv la CEDO, pentru persoanele pe care le apără. Deci este lucrul meu și îl fac zi și noapte. Noapte din somn mă scoală uneori beneficiarii activității mele și mă roagă să public ceva, să scot ceva din ce am publicat, să găsesc un jurist sau să dau niște sfaturi cum să reacționeze la poliție. Deci nu mă trimite marș la lucru, că și tu ești pe internet acum și eu nu zic marș la lucru. Ăsta e lucrul meu. Și iată, am mai făcut și alt lucru azi, din care deja mi-arată telefonul că am câștigat 45 de lei. N-am primit deloc bacșiș azi în cele 4 comenzi pe care le-am executat, dar 45 de lei le voi primi peste o săptămână de la cel cu care am contractul. Iar la sfârșitul săptămânii curente am deja vreo 400 de lei. Deci nu mă trimite la lucru, eu lucrez. Și galubule, dacă îmi zici, poți să-mi zici dacă ți se pare asta tare deștept, dar astea sunt simbolurile diversității, iar eu, activist
civic, apărător al drepturilor omului, apăr cu prețul sănătății și poate și al vieții mele, apăr diversitatea și drepturile omului. Sunt consecvent și curajos, ceea ce vă îndemn și pe voi să faceți. Deci flagurile astea o să le afișez cât timp o să pot. Care-i treaba cu steagurile cele din spate? Sper că am explicat. Ce s-a mai întâmplat cu fost polițist care te-a agresat pe Bulevardul Central acum 5 ani? Cât eram la Chișinău, am încheiat toate dosarele de acolo. Doar mai am unul în care sunt victimă, dosarul de la Universitatea Slavonă. Și care mai are o amânare la Curtea Supremă de Justiție, deja 7 ani jumătate, și încă mai are o amânare de o lună. Dar mi-amintesc că avocații de stat care mă apărau, unul dintre avocații ce mi-a spus despre dosarul ăsta, că l-au găsit pe el vinovat că m-a atacat, dar n-au mai putut să-l pedepsească pentru că a trecut termenul de prescripție pentru astfel de contravenții. Au considerat asta o contravenție, iar eu făcusem și plângere penală, consideram asta o infracțiune. Deci nu i s-a întâmplat nimic, doar a fost chemat de câteva ori la poliție și la procuratură și cam cu asta a scăpat. Dar eu am satisfacția că l-am filmat și acum îl văd și rudele și nepoții, dacă are, și vecinii și colegii, fuștii colegi de lucru, și știu ce poamă e tipul, că merge pe lângă omul cu camera și îl înjură, iar după aceea când îi se cere socoteală, atacă fizic și verbal. De asta e capabil fostul polițist, dacă la acela te referi de pe Bulevardul Central. L-ai dat pe mâna justiției? Da, l-am dat pe mâna justiției. Fă ceva împotriva regimului, te rog frumos, mă roagă Denis Badman. Și da, răspunsul meu e fac ce pot și încerc să mă asociez și cu alții. Vedeți acum pentru referendumul ăsta, e injust, nedemocratic, necivilizat. M-am asociat cu un partid și fac rar chestia asta. Nu sunt membru în niciun partid, dar ca să fiu implicat activ în monitorizarea procesului de votare, a trebuit să accept să fiu delegat USR la secția de votare. Altă dată, când candidam în Moldova, acceptam să reprezint alt partid. Acum, la alegerile parlamentare care vin în Republica Moldova, aș accepta poate să fac parte dintr-un bloc electoral, dar mai larg decât 2-3 partide, cum s-au anunțat până mai ieri, că intenționează unii să se asocieze. Dacă nu, voi continua să activez singur, din capul meu, și să candidez independent. Am demonstrat până acum că se poate și că nu trebuie neapărat să ai bani, mafie în jurul tău, să ai putere multă, etc., etc. Deci eu fac câte ceva împotriva regimului, dar tu faci? Încerci? Cineva a încercat să spună ceva și a dispărut mesajul. Ăștia cu bună seara mă obosesc. Va fi oare pedepsită femeia cu explozia din capitală? Mă întreabă Dumitru Caraman. Eu nu știu detalii despre acea explozie, dar nu cred că e vina femeii care a prins lumina și care înainte să moară. Se pare că înainte să moară s-au dus-o la spital și au supraviețuit. A spus celor care au... sau era în comă, auzeam că era în comă. Care au salvat-o și au dus-o la ambulanță, le-a spus că a prins becul și a sărit în aer. Eu sunt tentat să nu cred că justiția se va face și că se va afla ce a fost acolo. E foarte posibil să fie chiar și un atentat terorist, să fie o petardă din asta care să abată atenția de la alte furturi de miliarde care se comit în clipa asta, presa să fie ocupată cu altceva. Și nu cred că organele de drept din Moldova vor să facă lumină în acest caz. Am văzut video cu acei inși care și că transmiteau în direct din parcul acela de acolo de la Rășcani și ar fi filmat în direct explozia. Ei jucau foarte fals, teatral, și nu-i cred deloc că ei erau în direct și se interesau de la boschetarii ce sărbătoare e azi. Era și ziua vinului, dar se pare că era și ziua lui Putin,
și sunt tentat să o merg pe versiunea înaintată de Maia la Guta. Mi-a adus multe dezamăgiri femeia asta, dar acum cu versiunea asta mi-a mai dat speranțe. Ea presupune că a fost un cadou de la poate serviciile secrete ruse pentru Vladimir Putin, un semnal că iată noi existăm, că noi putem să facem așa ceva în Republica Moldova, să destabilizăm situația oricând și că iată putem să băgăm o grenadă sau o bombilică în mijlocul unui bloc din mijlocul capitalei de pe Bulevardul Moscovei din Chișinău. Capitală și aia, e a doua capitală românească, dacă unii mă vor întreba ce fel de capitală e aia. Încă nu merge să partajez ecranul și nu-mi dau seama de ce. Dar nu e important. Dacă vreți să vedeți comentariile, intrați pe canalul meu de YouTube și le vedeți. Ele probabil vor fi afișate și după asta. Că acum se pare că a rămas așa o funcție, posibil să rămână. Să poți vedea comentariile decât dacă nu le oprește omul, autorul videoului. Celălalt sat românesc, frumos zis. Oh, ia uite, cineva deja și-a reacționat la această vorbă a mea. Maladez, domnul Brega. Eli Galuboi, domnul Brega, zice Boris Nichiforiac. Știu ce are în vedere, dar nu o să stau să fac polemici despre el. De multe ori am spus că nu vreau să fac claritate în privința orientării mele sexuale. Prefer misterul, neclaritatea. Pentru că, ziceam, vreau să fiu consecvent și să apăr drepturile omului, asumându-mi toate riscurile și drepturile tuturor oamenilor, nu doar acelor hetero. În România mai durează foarte mulți ani până se va schimba ceva, mă informează Marian Stoica. Mi-a plăcut filmarea aceea din biserică realizată de Ange Șerban. Atunci preotul din acea biserică îndemna oamenii să meargă la vot, adică îndemna să voteze la referendum. Eu am devenit ateu pentru că 24 de ani m-am rugat și în genunchi să nu se întâmpla nimic și am decis să nu mai cred în astfel de prostii. Da, ați auzit acum ce isterie se întâmplă la Iași, la moaștele Sfântei Parascheva și au mai adus-o și cu vioasa Ecaterina. Mie mi-e greu să comunic cu oamenii care fumează, se droghează și care merg în genunchi pe la biserici. Mi-e milă de astfel de oameni. Ca să nu mă întrebați ce mănânc, am aici ceapă verde. Când eram elev la liceu, tot Marian Stoica se confesează, în 92-96, nu se făcea religie în școala generală sau la liceu. Cred că după anul 2000 s-a introdus religia în școli. După părerea mea, este o mare prostie, mai ales că sunt foarte mulți popi care corup copii. Poftim pojalul ăsta, revenim la viol și la pedofilie. Atâtea cazuri de viol în familie heterosexuală și tradițională, atâtea cazuri de pedofilie printre preoți, pe la mănăstiri, pe lângă biserici. Și totuși oamenii continuă să creadă, continuă să dea o grămadă de bani pe la biserici, continuă să voteze politicieni care din populism și din oportunism organizează, iată, ca soțul Gabrielei Firea, primar de la Voluntari, pelerinaje cu 100 de autobuze gratuite din bani publici, din voluntari de aici de la București, 300 și ceva de kilometri până la Iași, ca oamenii să vadă, să pupe, să stea în genunchi la moaștele Sfintei Parascheva. Dacă oamenii continuă să susțină astfel de comportament, își cam merită soarta. Dar eu sunt ateu, activ, hotărât, militant. M-am dezbotezat în 2013 pe 1 martie. Căutați pe YouTube sau pe Curaj TV dacă apare blogul. Căutați video dezbotezare și o să vedeți ritualul în care trei persoane, eu cu Ghenadie și cu încă un prieten al nostru, ne-am dezbotezat public și ne-am semnat certificate de dezbotezare, deci am patalama. Și câteva alte persoane ulterior au urmat acest exemplu. Sunt dispus să oficiez astfel de ceremonii oricând, oriunde, dacă mai vrea cineva
certificat de dezbotezare, voi fi martor și voi semna cu plăcere această decizie, această pornire de a renunța la presiunea bisericii. Iar cu predarea religiei în școală, mi se pare o greșeală tot făcută din populism și o cedare a statului în fața bisericii, la fel de gravă ca și miliardele care se bagă acum în catedrala Hoției Neamului, care catedrală va fi un simbol al imposturii și un simbol al risipei de bani atunci când nu ai drumuri, nu ai școli cu WC-ul, cu apă caldă, când nu ai spitale bine amenajate, să bagi atâtea miliarde în acea construcție faraonică babiloniană. Asta e clară iresponsabilitate și va rămâne un simbol de care își vor aminti cu rușine urmașii noștri. Nu te lăsa bregă, te susțin, zice Victor Stancu și mulțumesc. Ci că Iași la 500 de kilometri de București. De ce? Dacă cu trenul scrie că 401 de la Iași la București, cum poate fi pe drum, pe șosea mai lung drumul? Pare chiar mai scurt de 400. 500 până la Chișinău? Și tot nu, 500, 430 din câte mi-amintesc și am șofat de câteva ori într-o direcție și în alta și pe Waze îmi spunea că am distanța asta. Da, bine, hai să măsurăm dacă vreți. Unde am mai rămas? E drept că ești gay? Am zis, nu o să răspund la această întrebare decât dacă îmi scrieți cu un mesaj privat. Persoanele gay care se interesează de persoana mea și cred că aș fi un partener de treabă. Dacă vreți să flirtați cu mine, puteți să mă abordați privat și dacă o să vă văd serios, credibil, o să vă dau un răspuns care să vă satisfacă sau să vă dezamăgească. Dar așa public nu am de gând să dezvălui identitatea și orientarea mea sexuală. Cea mai tare filmare ever de la podul Basarab cu agentul Ciprian Român. Da, și videourile cele două din Voluntari de acum 4 luni și de la pasajul Basarab de acum jumătate de an îmi aduc cei mai mulți bani. Cred că acela cu cei doi polițiști, cu Ceaușescu, până acum mi-au adus vreo 200 de dolari. Un video. Și degrabă are jumătate de milion de afișeri. Cel mai popular video al meu are vreo 5 ani cu Bore, acela care s-a trezit din somn. Acela e singurul video care are mai mult de jumătate de milion de afișeri pe canalul ăsta de bază. Pe când cei doi polițiști stau pe canalul alternativ și degrabă au jumătate de milion, deci o să depășească recordul, o să devină cel mai popular video. Cred că am video mai bune și mai populare, dar unele nu știu cum intră în grațiile publicului și devin virale, sunt rulate, sunt furate deseori, cum a fost furat videoul acela cu aghiazma de la Ciocan, a fost furat chiar recent de multe pagini de Facebook și a făcut carieră, milioane de accesări are acel video de pe Facebook, furat de pe canalul meu de YouTube. Dar nu, dacă zici tu că îți place ceea ce e mai tare, mă bucur, mie nu-mi pare acela cel mai bun video. Ana Porta laudă pe Valentin Borodache că ar fi cel mai bun activist civic. Eu, da, deseori mă mândresc cu Valentin, alte ori îmi face niște situații jenante, dar și eu cred că la începuturi ezitam și făceam chestii nu întotdeauna corecte, nu întotdeauna legale. Dar Valentin văd că învață de mers, bine că nu-i copil, e deja matur, e chiar un pic mai în vârstă decât mine. Și învață de mers și eu mă bucur deseori când Valentin Borodachi face treabă foarte bună acolo în nord, în jurul satului lui. Deci unii ar spune, trebuie să te duci la București ca să fii activist sau trebuie să fii la Chișinău ca să fii activist sau trebuie să ai cameră foarte bună. Nici o cameră foarte bună cu orice telefon poți să devii videoactivist ca Brega sau ca Borodachi. Îndrăzniți, domnul Brega, când vă întoarceți în Chișinău? Curând, chiar degrabă, într-o săptămână, două s-ar putea să vin la Chișinău, ziceam vreau să merg la mine în sat
să prezint documentarul despre masacru de la Tepeni în avanpremieră. Premieră probabil o să fie pe YouTube sau la vreun canal TV sau în vreun festival sau la Chișinău sau la București. Aș vrea să-l încadrez în centenarul Unirii, ca o filă neagră din istoria României, să nu se vorbească doar de dansuri, victorii în războaie, ci și despre crime, orori săvârșite de armata română, de jandarmeria română, de civili români împotriva semenilor lor, tot români sau evrei sau romi sau gay sau bolșevici și așa mai departe. Le ciudă pe tine, fiindcă ești corect, zice Victor Stanciu, probabil când vorbeam despre criticii mei. Alexandru Ștefan, vrei să te lămuresc cum e cu treaba asta? Vreau, dar care treabă? Oleg, îți spun eu că religia este nocivă, cam de toate confesiunile, zice Marian Stoica. Azi am primit o petiție și m-au rugat să o semnez. Am dat-o și eu mai departe. Bineînțeles că am semnat. Se întâmplă deseori să primesc petiții foarte bune, dar pe care nu le pot semna pentru că îmi vin pe o coală de hârtie, aici e petiția, și pe foală albă mă roagă să semnez. Și zic, bă, fiți serios, cum să semnezi pe foaia albă? Și tu după aia pe versul să zici, subsemnatul Brega Oleg, cedez toată averea și toate casele mele și toate mașinile mele din Sri Lanka, le cedez cu tărie și cu tărie persoane. Și pe spate e semnătura mea. Nu! Să pui măcar un antet, sinteza petiției celia. Suntem contra măcelului din Madagascar. Și atunci semnez. Deci deseori petiții foarte bune, dar care nu sunt întocmite inteligent, corect, legal, nu le semnez. Cum procedăm cu persoanele care au fost jignite cu filme porno puse pe net, apoi scoase? Cum se dovedește în judecată cazul de azi publicat de mine cu doamna căzută victimă? Mă întreabă colegul meu de la Curaj TV și din Hyde Park, Valentin Borodachi. Și eu sunt revoltat că acea femeie a tolerat acel afront, zice că a văzut că e filmată la WC-ul sau prin grădiniță, că era educatoare și nu a reacționat. A văzut după aceea că lumea se hlizește pe seama ei și a dat seama că deci imagini video au fost publicate și iar n-a reacționat. După aceea a văzut acele imagini video și s-a dat și la televizor ceva, un reportaj despre ea și iar n-a reacționat, nu a întreprins măsurile necesare ca să obține acele probe, ca să aibă martori, ca să sesizeze organele de drept. Și abia după ce au început să o hărțuiască fizic, abia atunci a reacționat. Asta mi se pare grav. Dar oricum se poate insista și se poate obține dreptate, pentru că, în mod sigur, se pot încă găsi probe și martori. Mai ales dacă a fost difuzat reportajul la televiziune, nu știu cât codul audiovizual lui obligă. 3 luni sau chiar jumătate de an au obligația să păstreze înregistrările video. Dar chiar dacă aș trecut 10 ani, se poate vorbi măcar despre asta, să fie declinate numele celor care au încălcat drepturi și legi, ca pe viitor măcar să se gândească, oare merită să mai intru în gura lumii? Alexandru Ștefan insistă, 500 de kilometri de la Iași la București, depinde pe unde mergi. Pe mine mă intrigă faptul că nu sunt bani pentru medicamente și tratamente pentru oameni bolnavi și diagnosticați cu HIV. Nu sunt bani, însă pentru acel referendum inutil au găsit bani. Păi i-am spus că acel referendum a fost o petardă, o perdea de fum ca să nu se vadă Dragnea că iar de fundul. A fost o cheltuială absolut inutilă în interes de partid, de clan mafiot. Și mă bucur că au primit peste bot. Dacă ești botezat, mă întreabă Dumitru Caraman, și după nu mai crezi în botez, poți să nu te numești creștin? Poți să te numești cum vrei, chiar dacă ai fost botezat. Sau chiar dacă te-ai botezat tu, conștient, când te-a apucat
Dar în blau te duci, te-ai botezat, după aceea îți trece. Poți să te numești cum vrei. Oho, dar ce departe am sărit. Mulți au scris după asta. Catedrala șmenuirii neamului este o mare prostie, insistă sau confirmă Marian Stoica și spune termenul pe care îl căutam eu cu furarea neamului. Nu te supăra, dar dacă steagurile cele susțin diversitatea, de ce ai ceva împotriva celor care susțin o religie? Mă întreabă Cătălin Zamfir. Ce am împotriva celor care susțin o religie? Să o susțină fericiți la ei în biserică, să nu mi-o bage pe străzi, să nu mă bată la cap cu toaca noaptea, să nu vină să-mi bată la ușă și să insiste să ascult poveștile lui despre Domnul lor Iisus Hristos, să nu se bage în școli și să nu ceară salarii de la stat. Știți că în România 7 sau 9 culte religioase primesc milioane din bani publici pentru întreținerea bisericilor, pentru salarii, pentru preoți, călugări și tot așa? Tot clerul. Știți ce salariu are mitropolitul și capii celorlalte biserici? Mai mare mătincă decât al președintelui sau comparabil cu salariul președintelui. N-am nimic împotrivă să vă exercitați dreptul la confesiune. Puteți să credeți măcar și în măgari vorbitori sau în șerpi vorbitori sau ce alte povești vă mai scriu acolo. Dar nu mi le băgați pe gât și nu vă băgați în școli și nu-mi cereți bani de la stat pentru asta. Celor care te tot hărțuiesc cu întrebări, zice Denis Rul, despre orientare. Explică-le că la Watford, Anglia, când intră Elton John pe stadion, toată lumea îl ovaționează. Nu îl interesează pe nimeni ce orientare are. Exact. Și atâtea alte personalități în istorie și actuale personalități despre care se știe că sunt gay sau bisexuali sau transgen, sunt apreciați pentru faptele lor, pentru spusele lor și nu pentru identitatea sau orientarea lor sexuală. Deci, vă rog să mă judecați și pe mine pentru faptele mele, pentru spusele mele și nu pentru aceste drapele sau pentru presupusa orientare sexuală pe care voi o considerați netradițională. Credința în Dumnezeu și religia nu au nicio treabă. Băi, când vă aud cu diferența asta. Religia și credința sunt chestii diferite. Da, sinonime. Sunt două cuvinte diferite, dar sensul e același. Ești bravo, domnule Oleg. 390 de kilometri, zice Alexandru Ștefan și se scuză că a verificat și într-adevăr până la Iași nu sunt mai mult de 400 de kilometri, dar el pretindea că sunt chiar 500. Foarte mulți polițiști din ziua de azi habar n-au de legi, zice Marian Stoica. Ei ne interzic să filmăm pe domeniul public, mai ales când ei sunt în serviciu și o grămadă de cetățeni sau de funcționari publici, tot așa. Băi, nu mă filma că sunt în spațiu public. Păi, tocmai de asta și te filmez, că ești în spațiu public, ești în exercițiu de interes public, că ești în uniforma statului, că ești în mașina statului, tocmai de asta și te filmez. Dacă ești botezat și după nu mai crezi în botez, și am ajuns abia acum la întrebarea aia. Adevărat, Oleg, un om mai bine informat este un om mai puternic. Cristian Marin spune un adevăr pe care susțin, îl aplaud. Jos PSD și țiganii de România, zice Gaba Gaba și Iensu crede că cu acest pseudonim poate să spună și tâmpenii. Văd că mai are un mesaj de care a intrat la moderare și l-am șters, l-am ascuns, pentru că nu accept să fie numiți romii țigani. Consider asta că a devenit un termen peiorativ, în bătaie de joc, ofensator. Chiar dacă unii romi își zic țigani, noi, cum ne numim noi? Gagii, neromii. Nu avem voie să-i numim pe romi țigani, la fel cum nu avem voie să-i numim pe evrei jdani și cum nu avem voie să-i numim pe gay, pe homosexuali, pederaști, poponari, homălăi sau în fel și chip. Că l-auzeam și pe politicianul ăsta, Sergiu Mocanu, săptămâna trecută, că discuția, emisiunea lui de ieri, de altă ieri n-am privit-o, dar de săptămâna trecută zicea ceva despre pederastie. Și el le cam încurcă termenele, nu prea le știe.
cam colcăie în el și homofobia și xenofobia și alte uri din astea ancestrale, dar care au dat rezultate foarte periculoase pe timpul nazismului, pe timpul legionarilor și acum reînvie un fel de neonazism din ăsta. Una e pederastia, alta e pedofilia și cu totul altceva e homosexualitatea. Așadar, gaba, gaba, jos PSD de la guvernare, romii de România nu avem de ce să-i dăm jos și cu atât mai mult nu avem de ce să-i înjurăm de nume și să-i numim peiorativ țigani, pentru că unii dintre ei poate sunt mai de mult cu rădăcini mai vechi decât tine aici în România. Tu, gaba, gaba, cine știe ce origini etnice ai și poate părinții străbunii tăi au venit mai târziu decât romii aici în România. Și chiar dacă ar fi venit alaltieri, cum a venit John Onoiu sau cine a mai venit, niște refugiați pe aici, sunt ființe umane, au drepturi, au dreptul la azil, au dreptul la libertate, au o grămadă de drepturi ca noi și trebuie să-i protejăm, să le respectăm aceste drepturi și nu avem niciun drept să-i expulzăm din România. Pe nimeni. Mult am învățat de la tine, zice Cristian Marin, să filmăm pe stradă. Mă bucur că prinde asta și în România. Mă bucur și eu, am observat un fenomen extraordinar. Se numește Hari Geană. Aveam un canal alternativ, Curaj MD, și am publicat pe el mai multe videouri de la Hari Geană, pentru că el nu știu de ce nu vrea să le publice pe canalul lui, că nu are timp să scrie descriere, că nu are timp să le monteze și sunt mai multe fișiere filmate tot așa cu telefonul și atunci noi le montăm și le publicăm pe Curaj MD-ul acela. Și ultimele 2 luni cu videourile lui Hari Geană, acel Curaj MD, canalul nostru în comun în care publicăm mai mulți creatori, are aproape 3.000 de abonați și jumătate de milion de afișeri. Zeci de mii de afișeri are fiecare video de-a lui Hari Geană. Și el tot așa și-a exprimat admirație pentru mine, tot zice că a învățat multe de la mine și mă bucur, sunt încântat și vine să recunosc că Hari Geană e mai bun în chestia asta decât mine. Iată, despre Mălin Bot nu vreau să spun chestia asta, că nu cred că el e mai bun ca mine, pe când Hari Geană îmi pare mult mai curajos și mai eficient decât mine în filmarea și în investigarea ilegalităților pe stradă, în pădure și pe unde mai filmează el, mai ales în Valea Prahovei și chiar în Ardeal încolo. Eu rămân dislocat la București deocamdată și mai merg uneori la Chișinău sau la mine în sat. Mulțumesc, deci, Cristian Marin, pentru compliment. Marian Stoica, aș vrea să se introducă educație sexuală, educație civică și educație medicală, pentru că îmi pare rău să spun, dar România are cele mai multe mame minore din Europa. De acord, chiar azi am discutat cu o mamă pe stradă care mi-a părut minoră, dar după aceea a recunoscut că doar arată minoră, dar e majoră și cerșea cu copilul pe stradă. Și i-am spus că e ilegal ce face, că dacă vine poliția o amendează și că aș putea să chem și chiar eu poliția, dar a zis că are indemnizații prea mici, că soțul ei lucrează măturător pe stradă și câștigă tot foarte puțin și că vin dintr-un sat de pe lângă București, unde știu că a fost până mai ieri o gunoiște ilegală, foarte mare gunoiște, mult gunoi de aici de la București, se ducea încolo la ei și femeie chiar dinții din față i-avea distruși, foarte probabil din cauza deșeurilor menajere toxice care le-a produs București, pe care le-a produs București în ultimii ani. Și mi-a fost milă de ea și n-am știut cum să o ajut. Și a zis că nu numai copilul acela din brață l-are, ci mai are unul. Și n-am știut nici ce să-i zic mai mult de atât. Trebuie să ai certificat ca să fii ateu sau dacă ai făcut acea dezbotezare. Sau de ce ai făcut acea dezbotezare? Mă întreabă Dumitru Caraman. Pentru că pot și pentru că vreau. Pentru că mă amenințau preoții că o să mă excomunice, o să mă anatemizeze, că o să mă dea afară din biserică. Și am zis, stați băi, pentru că mi exprim îndoiala că aveți dreptate, pentru că vă critic colegii hapsâni care își iau mașini scumpe și fac casteluri mari sau fac alte ilegalități sau se bagă în politică. Pentru asta voi vreți să mă dați afară din biserică? Și le-am luat-o înainte și am ieșit eu din biserică, am rupt relațiile cu biserica, relații în care m-au băgat părinții când eram inconștient, când eram copil și nu m-au întrebat.
Și acum nu mai au ce să mai facă. Acum i-am auzit vorbind la o discuție, preoți între ei, că l-am dat afară din biserică, dar el de-am nu-i credincios, de-am nostru. Ce liber și bine și fericit mă simt. Dar nu, pot să fie ateu tacit, așa, pe ascuns, agnostic, sceptic pot să fii. Și majoritatea românilor, oamenilor de regulă așa sunt, nu se duc la biserică sau își fac cruce numai când vede că toată lumea își face cruce sau când stă popa în fața lui și se duce la biserică numai când trebuie sfințită Pasca și altfel nu te primește mama, nevasta, vecina acasă. Da, dar credincioși nu prea sunt, nu prea se vezi invoci chestia asta. Dar poți să fii și militant ca Brega, ateu, ateu. Poți să faci grupuri, să aderi la grupuri de pe internet, ateism din Republica Moldova, ateism din Basarabia, ateism din România, atei români de pretutindeni, liber cugetător, s-a abonat la o grămadă de grupuri și de pagini. Poți să faci ca Brega, poți să faci mai bine decât el. Iisus a fost salariat? Mă întreabă Cristian Marin. Nu. Și Isus a intrat în Ierusalim, se spune în cartea aceea de povești, a intrat călare pe un măgar. Dar ăștia îmblă cu niște merțane că poți să glumești în fiecare zi cu poza cu mulți preoți acolo și lumea pune jos titlul. Clubul amatorilor de Mercedes-Benz. Preferă mașini scumpe. Preoții sunt niște ipocriți, zice Marian Stoica. Au un comportament de ninja. Nu știu cine este ninja, dar preoții au un comportament, mare parte dintre ei, un comportament lamentabil. Sunt niște prefăcuți, una spun și alta fac. Credința în Dumnezeu este o mare prostie, zice Marian Stoica, Dumnezeu egal Domnul Zeu, cam asta se înțelege, dar habotnicii sar în sus. Cristian Marin zice, sunt ca și maneliștii, domnule Marian Stoica, dacă nu le dai, nu cântă. Da, și am auzit că nu cântă nici la mormântare, nici la botez dacă nu le dai. Și trebuie să le dai tarife, sunt tarife oficiale, dar nu acceptă să le fie impozitată afacerea. Cristian Marin, barem maneliștii știu despre ce cântă. Să cântă ei despre bani, despre femei, asta este o realitate și vrem, nu vrem, trebuie să acceptăm acest lucru. Păi și preoții cântă cam ce vor să audă oamenii. Vor să audă promisiunea că măcar în viața cealaltă o să trăiască mai bine. Și oamenilor le ajunge promisiunea asta și pentru asta dau bani. Și preotul zice, da, ți-am iertat păcatele, în viața cealaltă îți trăiești în rai. Da. Oleg postează pe YouTube din Moldova. Postez. Când filmez din Moldova, postez. Deocamdată sunt la București și postez de aici. Dar iată, după cum vedeți, am filmat chiar azi noapte sau am publicat azi un interviu cu oameni din Moldova, cărora li s-a făcut un dosar penal și copilul le-a fost condamnat pentru că s-a jucat periculos cu o fetiță. Dar preoții despre ce cântă? Despre niște lucruri science fiction, adică teoria conspirației, zice Marian Stoica și Cristian Marin confirmă. Exact, dar dacă nu le dai bani, nu mai cântă din cea slavele lor. Numai prea fericitul Pomohaci cântă de toate. Păi și el cântă muzică populară tot pentru bani, pe la tot felul de concerte. Sau ca să mai stabilească contacte. Cum poți să faci acest certificat de ateu? Deschizi orice aplicație, poate mai puțin Notepad sau WordPad, dar se poate și în WordPad. Mai bine în Word poți găsești un șablon cu ramă frumoasă. Sau poți să deschizi Photoshop, poți să deschizi în Paint și desenezi frumos o diplomă, un certificat, poți să-l numești cum vrei. Și zici, posesorul acestui document este dezbotezat. Și gata, și din clipa aceea ai certificat de dezbotezare. Poți să rogi niște oameni să semneze că sunt martori că tu te-ai dezbotezat. Poți să-l publici sau poți să-l ții acasă, sub pernă. Faci ce cum vrei. Ți-am zis, eu pot să fiu martor la oricine se dezbotează. Putem organiza ritualuri de dezbotezare aici în București, dar nu o să le anunțăm public pentru că o să iasă cu scandal. O să le anunțăm ulterior, post factum. Chiar aș participa cu mare plăcere. Dacă vreți, putem face o sesiune de dezbotezare și în deplasare. Pot să vin și la Vaslui, la Buzău, la Craiova, la Târgu Jiu.
Pornocraci, zice lumea despre preotul acela care și cântăreze muzică populară și care e suspectat sau chiar acuzat acum într-un dosar de corupere de minori, pedofilie, adică. O mare parte din preoți sunt hoți cu acte în regulă, zice Vasile Foca. Și mă bucur că a intrat și el cu noi în discuție. Oho, 45 de persoane se uită acum la mine. Nu știu de ce nu vrea nimeni să intre chiar în direct cu mine. V-am zis, puteți să-mi cereți link de acces cu mesaj privat pe Facebook sau pe Skype sau pe Viber. Și vă dau acces în discuție ca să vorbiți la cameră sau măcar la microfon. Dacă nu, iată, iese un monolog și dialogul doar indirect prin comentariile voastre. Nici măcar nu pot partaja ecranul, cum puteam altă dată, nu știu ce problemuță tehnică are azi computerul sau aplicația, nu știu ce se întâmplă, dar nu pot partaja să vă arăt de unde citesc ca să nu credeți că le inventez comentariile. Dacă nu mai sunt comentarii și nici doritori de a intra cu mine în discuție, cred că o să închid aici discuția. Avem mai mult de un ceas de când am început. Cred că e suficient, chiar dacă se uită la noi 43 de persoane în clipa asta. Pomohaci este un impostor, zice Marian Stoica, dar am văzut de mai multe grupuri de Facebook că nu duce lipsă de proști. Exact. Cristian Marin zice: mi-aduce aminte de Valeriu Ciobanu de la voi, când ți-a ținut o mică prelegere despre ateism. Doamne, ce am mai râs, ai simțul umorului bine dezvoltat, se simte actorul din tine. Nu prea sunt actor, de profesie sunt regizor de film, nu prea îmi place teatru. În copilărie am jucat doar pe păcală și n-am învățat până la urmă toată viața să mint, nu știu să mint. Și în facultate, cât făceam regie și la Chișinău, și la București. La București m-a învățat actorie Mircea Diaconu, care acum e europarlamentar, dar nu prea multe cursuri de actorie am făcut aici, la București. Pe când în Moldova, în cei 4 ani de facultate, o grămadă de cursuri de actorie, inclusiv ne-a învățat Veniamin Apostol, rectorul Universității de Arte, Ilarion Stihi, decanul Facultății de Teatru. Cine ne-a mai învățat actorie acolo? Emil Gaju, profesor, regizor, îmi pare că a făcut și el masterat după aceea aici la București. O grămadă de lume ne-a învățat actorie și tot n-am învățat. Cum n-am învățat nici dansul. Am avut cursuri de dans, scrimă și luptă scenică acolo, dar n-am învățat mare lucru. Nu sunt bun de actor, dar mă bucur că ați descoperit la mine simțul umorului. Îl salut pe tizul meu Oleg Kirvas, zice: bravo, Oleg, în toate, noi chișinăuieni ne-am pierdut, dar bucureștenii ne-au câștigat cu venirea ta acolo, oamenii de rând. Poate, dar aici nu prea interacționez cu oamenii. Acolo, dacă aș fi, telefonul mi-ar suna în fiecare clipă, fiecare oră, tot cineva vrea atenție și vrea ajutor și vrea un sfat. Pe când aici, puțin știu că cu acel număr mă mai pot găsi pe Viber sau pe WhatsApp. Și deci mă mai caută pe Skype, mă mai găsesc pe Facebook, dar din oamenii de rând care nu au acces la astfel de chestii, nu știu cu ce se mănâncă internetul, nu prea mă mai găsesc aici și nu prea mă mai caută. Dar îi găsesc eu, îi văd pe la proteste, îi găsesc în stradă și când pot îi mediatizez. Anul trecut am scris un mesaj lui Pomohaci pe internet și i-am spus că este un demagog și un impostor și m-a înjurat. Mi-a spus că blestemat să fii, zice Marian Stoica. Da, știm că preoții sunt capabili și de blestemat și nu numai preoții, și enoriași sunt capabili să te blesteme, să te bată cu pietre, așa cum scrie în cartea lor sfântă. Sănătate, domnul Bregă, și o seară plăcută. Mâine este stream, mă întreabă Adrian Toma. Oameni buni, cine mă urmărește des a constatat că de foarte mult timp n-am mai făcut astfel de hangout-uri, pentru că așa se întâmplă, intru, vorbesc numai eu, nimeni nu vrea să participe cu mine în discuție, abordez vreo temă foarte importantă și oamenii peste jumătate de oră intră și întreabă: dar despre ce discutăm?
Și nu prea sunt încurajat să fac chestia asta. Așa, când mă răzbește, când am și eu neapărat cheful de exprimare, de comunicare, mai fac câte un astfel de hangout. Și azi, iată, am vorbit despre viol și justiție și alte palavre. Chiar și cel sub 18 ani poate face acest certificat? Oricine, și la 8 ani, dacă știi să scrii, poți să-ți faci astfel de certificat. Dacă ești conștient că părinții te-au botezat fără voia ta când n-aveai nici 8 luni. Oricine poate să-și facă certificat de dezbotezare. Simțiți-vă liberi. E libertate de exprimare. Și articolul 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Am vrut să citesc Constituția, dar nu mi-amintesc ce articol apără libertatea de confesiune. Include și dreptul la convingeri nereligioase, convingeri filozofice. Și dacă crezi că Dumnezeu nu există, dacă crezi că religia greșește, ai dreptul să o rupi cu religia și să te faci ateu ca Brega sau agnostic ca ateii începători. Este trist fără tine, duminică, la Aleea Clasicilor. Vii rar, zice Oleg Kirvas. Vin rar, dar uitați-vă cât de activ e Sandu Munteanu acolo pe Aleea Clasicilor. A preluat el microfonul liber. Cât de activ e domnul Valentin Rimski, care a ieșit de la pușcărie și acum îi apără pe alții și face videouri și foarte bune din închisoare, încurajează pe deținuți să vorbească despre condițiile de detenție, etc., etc. Deci poate că e bine că am plecat din Republica Moldova, că în felul ăsta s-a eliberat teren pentru foarte mulți alți activiști care stăteau cumva la umbră, se simțeau eclipsați sau se simțeau reprezentați și credeau că Brega poate să facă tot în locul lor. Marian Stoica zice, și eu i-a răspuns că pentru mine este un no name. Dar nu știu de ce a intrat la moderare mesajul ăsta. L-am afișat abia acum. Povestește cum a comunicat cu Pomohaci. O temă cu referendumul de duminică? Mă provoacă Vasile Foca. Putem vorbi despre referendumul de duminică. Dar eu am tot vorbit în ajun de referendum, când era miza mare ca oamenii să-l boicoteze sau să meargă să voteze nu. Acum deja a trecut. Valo, acum se vorbește despre altceva. Andreea Gafiță zice, ești un om puternic, așa soții, ai un suflet mare. Eu nu cred în suflet, ateu fiind, dar cred în umanitate, cred în drepturile omului, cred în supremația legii. Cibric, ce ți-a făcut? Zicea să chem televiziunile. Mă întreabă Cristian Marin. Atunci când i-a smuțat pe Enoriaș la Biserica Maica Matroana și aceea, unul dintre ei a început să arunce cu pietre în mine, m-am plâns la poliție. Ați văzut probabil și video. M-am plâns la poliție și poliția a zis că nu-l găsește pe Ungureanu, că sunt 118 de Sergiu Ungureanu în Republica Moldova și nu știu care e el, chiar dacă le-am dat video. Iar despre Cibric nu mi-au zis nimic. Ce i-au făcut, cum i-au făcut, că i-a incitat pe oamenii cei la violență, că pe moșneagul celor care a aruncat cu pietre în mine tot nu l-au putut identifica. Deci e clar că poliția a răspuns în doi pieri la fel cum a făcut cu toate abuzurile de până acum în adresa mea sau a altor activiști ca mine. Și la Universitatea Slavonă l-au pus sub învinuire doar pe unul dintre cei patru agresori și au tergiversat dosarul până când acela a dat tortul popii. Deja doi din cei patru au murit. Și iată acum așteptăm a doua pronunțare a Curții Supreme. Când am fost bătut pe șantier și mi s-a luat camera video și mi s-a distrus cartela video, tipul, inginerul acela n-a pățit nimic și doar o bucată de video a supraviețuit ce am reușit să filmez după aceea cu telefonul, cum se poartă absolut aberant. La inspecție ecologică, când a intrat și șeful că curărari m-a agresat, mi-a luat camera, a distrus video sau poate a furat cartela video și după aceea camera a băgat-o cineva pe coridor sub o masă și a zis polițistul
Am uitat cum îl cheamă pe polițistul de sector de acolo, Tihai, o javră. Au zis, ia uite, este camera, ce mai vrei? Gata, ia-ți camera și pleacă, la revedere. Dar faptul că am fost agresat, dar fost, că am fost sechestrat, că am fost privat de libertate și mutat din inspecție ecologică, instituție de stat subordonată Ministerului Ecologiei, am fost mutat în coridor de către acel curărar și asta deja se vede pe video, pentru că după aceea am scos telefonul și am filmat și chestia asta. Pentru fapt asta nu a existat nicio pedeapsă. Se pare că tot așa, m-am judecat de multe ori cu poliția și cu procuratura și l-au găsit până la urmă pe curărar vinovat de contravenție, dar e prea târziu să-i aplice o pedeapsă. Mi-a spus recent avocatul care s-a ocupat în numele meu de acest caz. De ce nu inviți oameni în emisiune? Mă întreabă Mihai Mihai. Cum nu invit oameni? V-am zis, dacă vreți link de acces, cereți-mi cu un mesaj privat pe Facebook sau pe Skype sau pe Viber și puteți intra și voi în emisiune. Vă accept, dar deocamdată nimeni nu și-a manifestat dorința de a intra. Ungureanu este și el activist acum. Este și el activist. Uneori spune chestii bune, alteori bate câmpii. El se preface că e foarte religios. Eu suspectez că el are misiune să se infiltreze printre religioși. E foarte posibil că lucrează pentru serviciile secrete, dar nu bag mâna în foc, e treaba lui. Că nu cred cu un absolvent de politehnică. Am fost colegi cu el la Iași, eu făceam masterat la filozofie, el făcea masterat la politehnică. Și venea la microfonul liber în parcul Copou. Nu cred că un astfel de om cu astfel de pregătire, care acum predă și el la politehnică, om care se ocupă cu energie, cu chestii, cu electricitate, să fie religios. Dar admit că poate fi. Dar în așa caz nu mai e bun ca profesionist, ca profesor. Atunci mi-e milă de el și am zis mi-e greu să discut cu astfel de oameni. Mai degrabă îl suspectez că se preface astfel ca să se infiltreze pe lângă Cibric pe acolo. Dar poate că e și activist, acum poate are alte misiuni să se infiltreze pe lângă activiști. Mi-e greu să spun ce e cu acest Sergiu Ungureanu, care de altfel e pământean de-al meu din biruința Sângerei. Sunt 10 km între satele noastre, dar n-am fost decât foarte recent la biruința prima dată. Că nu ne-i în drum, că el e după Bălți și după Sângerei. Am fost acum 2 ani la Chișinău și am văzut cum arătau două spitale. Este jalnic. Și așa se întâmplă și în București. Da, în țările astea cele mai sărace și cele mai corupte, cu politicieni prefăcuți, ipocriți, demagogi și cu preoți hapsâni, uite, nu avem drumuri, nu avem spitale, copiii la școală se duc în toalete insalubre, murdare, focare de infecție, pediculoză, adică păduci și râie cât vrei, dar suntem mândri, avem mega catedrală. Am văzut videoleg, au stins lumina, mărșăvește. Da, video de la Inspecția Ecologică. Sunt mari diferențe dacă ești ateu cu certificat și ateu fără certificat, îmi spune Dumitru Caraman sau mă întreabă. Eu cred că nu e nicio diferență, depinde cum te simți. Oleg, tibia bidile mititelu, ai și box trebula răicia, zice Constantin Budei. Și crede că e o glumă, dar râde numai el, de-i curg lacrimile. Adrian Toma, ce părere aveți despre emisiunea Jocuri de Putere? Le închide domnul Dragă curentul acum cu noua lege? Mă uit deseori la Jocuri de Putere doar ca să văd niște păreri critice despre guvernare, dar acel moderator aduce tot timpul aceiași invitați în studio și bat câmpii cu greață pe chestii naționaliste, pe chestii religioase și nu mi-e deloc simpatic Rareș Bogdan, dar are dreptul să se exprime. Nu cred că trebuie închis nici realitatea, nici emisiunea lui, dar mie nu-mi place. Prefer Digi24 și dezbaterile lor despre viața politică,
care par mult mai corecte, mai echidistante, mai neutre, așa trebuie să fie o televiziune. Deci, realitatea TV e opusul România TV sau Antena 3. Aceia sunt propagandiști pro-guvernare, pro-Dragnea, ăștia sunt propagandiști anti-guvernare, anti-Dragnea. Și cam la fel e și B1 TV. Pe ce circunscripție candidezi? Sau te-ai răzgândit, mergi cu Maia Sandu? Am spus asta la începutul intervenției mele, încă nu m-am decis. Să vezi diferența între electoralul din Bulgaria și cel din România. Am văzut-o, am fost astă vară prima dată într-un sat din Bulgaria. M-a luat fratele meu și am fost în zone de după Vama Veche, am și câteva video de acolo, în zone sălbatice, civilizate, să zic așa. Și arată fain litoralul. Am văzut crabi prima dată în apă, meduze de tot felul. E fain. În Bulgaria oamenii sunt respectuoși, curățenie și prețuri mici. N-aș zice, nu e mare diferență, doar că e mai aglomerat în Vama Veche decât în Crapeț, de exemplu, sau Tiulenevo. E mai aglomerat doar. Dar mare civilizație nu era, anume despre asta am filmat, despre cât gunoi e și tot așa. Dar bine, cine știe unde ai fost dumneata și ce ai văzut. Chiar astăzi se discută într-o știre că vor să bage Wi-Fi în școli, dar unele școli nu au calculatoare. La ce bun Wi-Fi-ul? Dar vin copiii cu telefoane la școală, să stea pe internet. În România, oameni hoți, mizerie peste tot litoralul și prețuri foarte mari și nici bon fiscal nu îți dă. Dacă ești la un restaurant, așteaptă să le mai lași și ceva și pagă. Și eu cred că la fel și în Bulgaria. Am mâncat și eu la o terasă acolo și ne-au dat niște luarcă și nu ne-au dat niciun bon și era foarte scump și a trebuit copiii să meargă la orele de religie. Ce crezi despre asta? Întreabă Dumitru Caraman. Dumitru, tu ce crezi despre asta? Eu cred că copiii pot să meargă la orele de religie dacă vor, în afara programului, eventual la biserică. Cum pot să te adaug pe Facebook sau Viber, Oleg? Mă întreabă Cristian Marin. Pe Facebook te poți abona la profilul meu pentru că am deja 5.000 de prieteni și nu mai pot să adaug pe nimeni. Sau mă poți găsi pe pagina de Facebook Oleg Brega, activist civic, dar acum se numește candidat independent. Iar pe Viber mă găsești cu telefonul cel moldovenesc care apare la orice căutare pe Google. Cauți telefonul Oleg Brega și îți apare numărul cu 0894. La urmă, cu acel număr sunt și pe Viber și pe WhatsApp. Iar pe Skype mă numesc Oleg Brega sau curaj.net. Mulțumesc celor 52 de oameni care se uită în clipa asta la mine. Mă mir că au dispărut vorbitorii permanenți care se uit, care intrau până acum cu mine în dialog pe Google Hangouts. Înțeleg că poate au pierdut din interes dacă eu m-am lăsat de palavre. Poate ei fac deja palavre, discuții pe canalele lor, cum face, de exemplu, Vlad Moldovan. Am văzut că are deseori intervenții, poate nu interacțiuni, dar vorbește el la cameră despre marțienii lui și poveștile lui cu reptilieni. Fiecare cu propria ocupație. Poate dacă o să mai fac astfel de intervenții periodic, măcar o dată pe săptămână, o să mai fie oameni. Dacă nu, vor fi, iată, astfel de monologe cu lecturări din comentariile voastre. Ajunge pe azi, ora 10 și 4 minute la București. Mulțumesc, noapte bună!